România merge la Jocurile Olimpice cu cea mai mare delegație din canotaj, 49 de sportivi în 12 bărci. La canotaj, România merge la Paris cu cea mai numeroasă delegație. Se umple avionul cu canotori. Nu chiar se umple, dar jumătate e cu noi. Canotajul românesc n-a avut niciodată un număr atât de impresionant de sportivi la o ediție a Jocurilor Olimpice. Sunt sportivi care concurează în două bărci și visează la câte două medalii. Mă simt ca și cum mă pregătesc să particip eu la o ediție a Jocurilor Olimpice. Frig, ploaie, caniculă. Toate le înfruntați pe apă. Asta înseamnă canotajul, nu doar apă plată, fără val. Trebuie să fii un pic prieten cu durerea, dar nu la modul de a fi masochist, ca să poți accepti acest sport.